Hello, am revenit din vacanță. În cazul în care nu mă urmăriți pe Instagram sau pe Facebook, am fost plecată în vacanță cu prietenele mele, am fost în Olanda și pe lângă răceala cu care m-am întors acasă, mi-am cumpărat și câteva produse cosmetice de îngrijire și câteva haine și pe care vi le voi prezenta în clipul acesta scurt de astăzi. Nu sunt multe produse, am fost cumpătată de data aceasta și mi-am cumpărat chiar câteva produse de care aveam nevoie, ca să zic așa. Începe cu produsele de îngrijire. Am profitat de o ofertă pe care am găsit-o într-un magazin și mi-am luat această loțiune pentru păr de la John Frieda. Este o loțiune pentru volum. A fost destul de ieftină, era o promoție 1 plus 1 gratuit, iar prietena mea și cu mine mi-am luat două produse și am plătit câte 5 euro. Îmi place că miroase bine și foarte important este faptul că nu încarcă deloc părul. Se aplică la rădăcină pe părul umed după ce ieși din duș și se usucă cu fenul. Și într-adevăr oferă volum părului și îl lasă în același timp și destul de mătăsos. Este un produs destul de bun care își face treaba și cel mai important pentru mine este că nu încarcă părul. Adică rău că nu găsim produsele John Frieda și la noi în România, pentru că mi se par niște produse destul de ok. Următoarele produse pe care mi le-am luat sunt acestea de la The Body Shop. Sunt niște produse pentru un ten curat, lipsit de imperfecțiuni. Gama se numește Tea Tree și mi-am luat 3 produse. De fapt, era un set cu aceste 3 produse. Spuma de curățare, loțiunea tonică și loțiunea de față, crema, care și micșorează porii. Sau, mă rog, cel puțin așa am observat. Pe lângă faptul că curăță foarte, foarte bine tenul. Tenul rămâne și mat, așa că dacă aveți tenul mixt sau gras și cu imperfecțiuni, puteți să încercați aceste produse de la The Body Shop, gama Tea Tree. Este o gamă specială pentru tenul cu imperfecțiuni. Mi se pare că aceste produse chiar curăță foarte bine tenul. Dacă aveți tenul sensibil, este posibil să nu vi se potrivească, pentru că pișcă foarte, foarte tare și pe mine mă pișcă destul de rău pielea când folosesc această loțiune tonică. Este destul de astringentă. Un produs pe care mi-l doream de foarte mult timp și pe care l-am căutat de câteva luni este această pastă de dinți cu lacriț de la Marvis. Mie îmi place foarte mult lacrițul. Lacrițul este o plantă și cu siguranță cunoașteți și Haribo aceia negri sau bomboanele negro, acelea sunt cu lacriț și îmi place foarte mult atât mirosul cât și gustul și de când am aflat că există o pastă de dinți cu lacriț am fost în căutarea ei și nu am găsit-o de-aia trecută în Germania, în Austria, n-am găsit-o niciunde decât online și am reușit să mi-o cumpăr din Olanda. A costat 10 euro, destul de mult pentru o pastă de dinți de 75 de ml și mă așteptam să se simtă aroma intensă de lacriț, însă se simte destul de puțin. Oricum, îmi place și mă bucur că am ocazia să o folosesc. Nu știu însă dacă aș mai da încă o dată 10 euro pe o pastă de dinți ca aceasta. Și dacă tot vorbim de pastă de dinți, mi-am mai luat încă una. V-am povestit despre Beverly Hills Formula. Pasta de dinți Beverly Hills Formula există și în România. Din păcate, nu în toate magazinele. Eu o găsesc în Oșanul din Cluj, din Julius Mall. Și am văzut că sunt 3 variante, Black cu cărbun, pe care v-am prezentat-o și într-un clip anterior, Perfect White Sensitive pentru dinții sensibili, care este foarte, foarte eficientă, și varianta normală, cred.
Și în Olanda am găsit și varianta cu particule de aur și evident că mi-am cumpărat-o. Și voi trece acum la produsele de machiaj, nu sunt foarte multe. Sunt câteva produse de la H&M Beauty, pentru că H&M a lansat linia de cosmetice care arată foarte, foarte bine și există o grămadă de produse. Am scris despre treaba asta și pe blog și dacă vă interesează o să vă las linkul în descriere și linkul către magazinul online de unde puteți să cumpărați produsele. Și mi-am cumpărat aceste trei produse. Am văzut la Andreea Balaban chiar înainte să ies în oraș un haul cu beauty și de la ea am aflat și de lip stain-ul de la H&M, dar nu am fost destul de atentă sau nu știu, nu mi-am notat. Ideea este că am ajuns cu altceva acasă. Eu mi-am luat acest Gossamer lip stain sau cum îi zice, pentru că, repet, Andreea a menționat ceva de lip stain și mi-a plăcut foarte, foarte mult culoarea pe care o are și, mă rog, eu m-am ales cu acesta. Nuanța se numește Storyteller și e o nuanță așa în ambalaj, aici apare un nude, dar pe pensule e așa un vișiniu. Și pe mâină arată așa, mai am câteva sfaciuri de la altceva. Și, sincer, nu sunt foarte încântată de acest produs, pentru că are o culoare destul de ciudată. Nu-mi place cum arată pe buzele mele. Dacă o aplic într-un strat, are așa o tentă de nude. Dacă aplic două straturi, devine cumva vișiniu. Dacă aplic trei straturi, culoarea începe să se schimbe total. Și dacă mă șterg, chiar cu un demachiant bifazic, buzele rămân pătate și buzele au o nuanță de roșu. Vreau să-mi iau și nuanța pe care o are Andreea și de data aceasta sigur o să cumpăr produsul corect. Un alt produs de la H&M Beauty este acest Beauty Blender, care este puțin murdar pentru că evident l-am folosit și bineînțeles că fiind alb rămâne și pătat din păcate oricât de mult încerc să-l curăț, să-l spăl. A fost 3 sau 4 euro, există și la noi și acesta este forma inițială. Iar când îl balci sub jetul de apă, se mărește și devine mult mai fin. Sincer, nu am observat o diferență între acest burețel și cel de la Real Techniques. Mi se pare un burețel foarte bun. Singurul dezavantaj este că e alb și evident că este mega jegos. Își face treaba foarte bine. Și aplic și blush-ul cu el și arată foarte, foarte bine. Chiar vă recomand să vi-l cumpărați și voi. Și dacă tot vă spuneam despre blush, mi-am cumpărat și un blush de care nu aveam neapărat nevoie, dar mi-a plăcut foarte mult nuanța. Este o piersică roz cu particule iluminatoare aurii, se vede foarte frumos și rezistă întreaga zi pe ten. Ambalajul este super, super simplu, nu are aici vreo oglindă sau vreo pensulă sau ceva, este pur și simplu produsul și nuanța mea este Golden Peach, dar sunt mai multe nuanțe disponibile. Un alt produs cu care am venit acasă este acest tuș de ochi de la Polistar. Este unul din tușurile mele preferate, vă spun sincer, pentru că trasez liniile incredibil de ușor cu el. Arată așa, sigur vi l-am mai prezentat într-un clip anterior. Am terminat acum cu produsele de îngrijire și cu produsele cosmetice, așa că voi trece mai departe și o să vă arăt articolele vestimentare pe care mi le-am luat. În materie de haine mi-am luat două bluze de toamnă. Atunci când merg la cumpărături de haine, prefer să cumpăr haine care o să-mi folosească în sezonul respectiv. De aceea nu o să cumpăr un palton când este primăvară sau vară și nu o să cumpăr un
mai eu sau o fustă scurtă în timpul iernii, pentru că până ajung să o port, e posibil să nu mai îmi placă. Așa că și acum mi-am luat niște haine de care mă bucur și pe care le voi folosi acum în sezonul rece. Mi-am luat odată bluza aceasta. Este o bluză așa dintr-un material subțire și deasupra are așa un plover, nici nu știu cum să o descriu. Ideea este că arată așa. Asta este spatele, asta este fața. Îmi place foarte mult. Este foarte comodă și pentru zilele astea de toamnă chiar e potrivită. Pe aceasta o am de la Pinky și am găsit-o la reduceri. Am luat de la Primark pentru că nu pot să nu-i prin Primark. Această bustieră. Căutam de foarte mult timp o asemenea bustieră. Îmi place modelul ăsta de pe spate, așa cu dantelă. Și este foarte comodă. A fost la set cu o pereche de kilos, dar nu o să vi le arăt și pe aceea. Materialul e foarte plăcut, foarte fin. Tot de la Primark mi-am luat și o lumânare, pentru că știți că îmi plac lumânările și toate chestiile care miros frumos în casă. Și mi-am luat o lumânare, Red Berry and Jasmine, și miroase extraordinar de bine. Mi se pare că miroase a ursuleț Haribo. Chiar, ia să o și aprind. Se miroase frumos până voi edita clipul. Și mi-am luat încă o bluză mai groasă. Asta este tot în genul aceleia de la Pinky. Are așa o chestie de desubt. Mă rog, nu e chiar de desubt, e chiar la bază. Este o bluză destul de groasă, gri, simplă, cum îmi place, și pe acesta am de la Forever 21. Și ultimul produs pe care vi-l prezint este această brățară de la Mango. A plăcut foarte mult pentru că e simplă și nu știu dacă e piele sau nu. A fost 14 euro. Mi-a plăcut foarte mult. Mi-ar fi plăcut dacă era pe argintiu, pentru că nu prea port chestii aurii și mi se pare că nici nu mă prind bijuteriile aurii. Cam atât. Sau... nu. Mi-am mai cumpărat încă o geantă de la Primark, dar am lăsat-o la Sibiu. O să o vedeți pe blog într-o postare de tip outfit. Este o geantă tip săculeț așa, cu negru și cu alb, foarte faină. Și acestea au fost produsele, acesta a fost clipul. Ce pot să vă spun despre Olanda? M-am îndrăgostit de casele de acolo. Și mi s-a părut destul de scump Olanda, atât la mâncare, cât și la produsele cosmetice. Ca să vă dau un exemplu, un rimel de la Maybelline, colosal, de exemplu, costă 16 euro. Cu 16 euro îți cumperi două rimeluri aici în România, sau mai pui încă 6 euro și ți iei un rimel high-end de la Lancome sau Dior. Am fost și în Amsterdam, mi s-a părut extrem de aglomerat. Am mai fost și în 2009 în Amsterdam, mi s-a părut destul de aglomerat și atunci. Dar acum am fost în weekend, a fost sâmbătă și erau atâția oameni și atâția bicicliști. Deci oamenii cu bicicletele în Olanda, nu, mi se par destul de periculoși, pentru că au oarecum prioritate. Și acestea au fost produsele, acesta a fost clipul. Aștept comentariile voastre, abonați-vă dacă v-a plăcut clipul și sper să ne vedem în curând cu un clip nou. Vă mulțumesc!